Bună seara, România! Pentru toți românii care au fost subestimați vreodată, acest rezultat este al vostru. Pentru toți românii cărora li s-a spus că nu se poate, acest rezultat este al vostru. Pentru toți cei care au curajul să țintească mai sus, care cred într-o Românie demnă, într-o Românie puternică, pozitivă și europeană, acest rezultat este al vostru. Tuturor celor care mi-ați acordat votul, vă mulțumesc pentru mobilizare și încredere. Știu că votul vostru nu a fost unul pentru mine, ci pentru voi, pentru viitorul vostru și al celor pe care îi iubiți. Să știți că am emoții. Promit că voi da totul pentru a mă ridica la așteptările tuturor românilor. Tuturor celor care ieri au votat cu un alt candidat, vă spun cu toată tăria că voi fi președintele tuturor cetățenilor. Știu că am muncit pentru a vă câștiga votul și încrederea în următoarele două săptămâni și o voi face neobosit, așa cum nu am obosit să muncesc pentru români toată viața mea. Fiecare vot este un mesaj că aveți alte așteptări de la țara voastră. Știu că eu și USR trebuie să ne facem partea noastră pentru a aduce această schimbare. Dragi români, vă auzim și vă vedem. Apreciez că Marcel Ciolacu și-a acceptat înfrângerea. Este un gest de normalitate. Am vorbit cu mama, cred că acum o oră, și m-a felicitat. Mama mea a lucrat la mai multe restaurante în Hatzeg, unde am crescut. Toată viața ei a spălat pahare cu apă rece câte 12-14 ore pe zi. În familie știm ce este munca. Știm cum e să trăiești din munca ta, nu din pensii speciale, nu din sinecuri de la partid, nu din cadouri de lux de la dezvoltatori țepari. Aș vrea să îmi dați puțină apă, pentru că sunt... Mersi! Mersi. Țineți-l voi. Vreau să construim o Românie în care poți trăi din munca ta, în care ești respectat pentru munca ta, în care statul muncește pentru tine, nu tu pentru el. Votul dat de milioane de români transmite un mesaj clar și răspicat.
Ne-am săturat să fim disprețuiți de cei care ar trebui să ne apere. Ne-am săturat. Vrem o democrație în care votul nostru contează, în care vocea noastră contează. Dragi prieteni, România intră într-o nouă etapă a istoriei. Pentru prima dată de la Revoluție, partidele Sistem, PSD și PNL nu au reprezentanți în lupta finală pentru funcția de președinte a României. Votul românilor de ieri a fost un vot de blam la adresa unui fel de a face politică. Un vot de protest și exasperare. Va veni timpul să vorbim despre responsabilitatea celor care ne-au adus aici, dar acum trebuie să ne unim pentru a apăra democrația noastră, libertatea pentru care s-a murit la Revoluție acum exact 35 de ani. Povestea nu se încheie aici. Din păcate, cu cât de mult am vrea să savurăm această victorie, suntem cu toții conștienți că ne aflăm în fața unui pericol pe care puțin dintre noi l-au crezut posibil. Azi ne-am trezit brusc într-o confruntare istorică între trecut și viitor, între păstrarea democrației tinere a României și putinism, între iubirea de țară și cei care vor să întoarcă România în sfera de influență rusească. Să ne fie foarte clar, Călin Georgescu este un admirator pe față al lui Vladimir Putin. Este pe față împotriva NATO și a Uniunii Europene. Are un discurs național ceaușist. Este pentru izolarea României pe care el o numește neutralitate. Vrea să scoată România din circuitele economice și financiare europene și internaționale. Și cu asta vrea să distrugă tot pe ce se bazează toată prosperitatea noastră. Iar fără NATO, suntem la cheremul Rusiei. O spun cu voce tare și cu inima plină. Și o spun cu vocea milioanelor de români care se simt parte a familiei europene. Românii patrioți au rezistat în istorie de 10 ori invaziilor rusești. Vom rezista și acum. Da, Europa. Da, NATO. Dragi români, în următoarele 2 săptămâni, noi toți împreună avem de dus o luptă existențială pentru democrația românească. Alegerile parlamentare din 1 decembrie, chiar de ziua națională a României, chiar în ziua în care vom cânta acele versuri veșnic adevărate, că acum ori niciodată croim o altă soartă, acele alegeri parlamentare în acea zi națională devin cruciale în noul context. USR a reprezentat ideea de schimbare și de curaj în politică. Acum, USR își asumă clar o luptă împotriva extremismului propus. Trebuie să ne mobilizăm toți cei care suntem pentru democrație și pentru modernizare în jurul USR. Dacă toate forțele reformiste se strâng în jurul USR, duminica viitoare
avem încă o șansă să demonstrăm că suntem mai puternici decât ce se visează la Moscova. Garantez tuturor forțelor democratice și pro-europene că vom lăsa orgolile la garderobă și vom face propuneri concrete pentru a ne uni în fața acestui pericol. USR nu este perfect și, credeți-mă, știu asta foarte bine. Dar nu a trădat niciodată valorile Revoluției din decembrie 1989. Independența față de Rusia și un drum euroatlantic au fost visul nostru din decembrie 1989 și sunt visul pe care azi trebuie să-l apărăm. Trebuie să-l apărăm. Votul de ieri este un vot împotriva acestei guvernări care și-a bătut joc și a umilit pe români cu aroganțe, prețuri mari și taxe. Guvernarea disprețului față de cetățeni trebuie să se încheie. Dar frustrarea și revolta noastră nu trebuie să devină o vulnerabilitate exploatată de Rusia. Nu avem voie să permitem ca furia să ne arunce înapoi în trecut. Haideți să transformăm furia noastră în speranță. În speranță pentru România, pentru România democratică, pentru care au murit 1116 români la Revoluție. Speranța este cea care ne duce înainte. Implicarea este cea care ne duce înainte. Respectul este cel care ne duce înainte. Dragi români, nu lăsăm pe nimeni să pervertească ce înseamnă să iubești țara. Pe nimeni. Nu prin ură față de Europa îți demonstrezi patriotismul sau pe TikTok, ci prin mândria despre ce avem noi românii de contribuit. De aceea eu spun și celor care l-au votat ieri pe Călin Georgescu. Sunt convinsă că mulți dintre voi nu știați de putinismul lui Călin Georgescu, că este anti-NATO și UE, că vrea o reîntoarcere la izolarea ceaușistă a României. O izolare care înainte de 1989 ne-a adus frig și sărăcie. Câți își mai amintesc? Și eu mi-amintesc. Știu că mulți dintre voi l-ați votat pe contracandidatul meu ca un vot de protest. Haideți să transformăm acest vot dintr-unul de protest într-unul pentru România! În ultimele luni și săptămâni am întâlnit mii de români în toată țara și în diaspora. Am râs cu ei, am plâns cu ei. Le-am ascultat grijile și supărările și speranțele și ambițiile.
Dacă nu iubeam deja România cu toată ființa mea, după această campanie, nu mai am niciun dubiu. România are un potențial nelimitat pentru că are oameni buni, români de bună credință, români buni și harnici, creativi, mult mai mulți decât politicienii vechi, decât ne lasă politicienii vechi să credem. Dragi prieteni, vreau să mă adresez cu câteva cuvinte celor din diaspora. Câți dintre voi aveți pe cineva în diaspora? Toată lumea are pe cineva în diaspora. Vă spun că, indiferent unde v-ați făcut casă, brațele noastre vor fi mereu deschise pentru voi. Vom face totul pentru a construi o Românie în care să vă întoarceți, dragi români, cu drag. Dar avem nevoie și de voi pentru această construcție, de ideile voastre, de critica voastră, de voturile voastre. Vă mulțumesc pentru mobilizarea de ieri și vă aștept din nou la urne pe 1 decembrie și în 8 decembrie. Mulți dintre români au plecat la studii sau la muncă în alte țări ale Uniunii Europene. Sunteți o generație care nu mai trebuie să-și riște viața înotând prin Dunăre noaptea pentru a trece granița și a ajunge la libertate. Voi știți ce înseamnă Europa. Ajutați-ne să apărăm libertatea noastră europeană. Dragi prieteni, mulți români mi-au scris azi noapte și azi dimineață. Sunt mii de mesaje pe care încă nu le-am citit. Au fost mesaje de felicitări, dar și mesaje care mi-au arătat multe îngrijorări. Amestecul de sentimente pe care îl simțim conține bucurie și speranță, dezamăgire și furie, dar și ceva la ce puțini s-ar fi așteptat. Frica. Mi-a scris o mamă al cărei copil cu o boală rară depinde de colaborarea în cercetare medicală la nivel european. Mi-a scris un domn care a participat la Revoluție și care nu vrea să trăiască din nou într-o țară în care trebuie să-și ascundă părerea. Mi-a scris un antreprenor care se sperie de o prăbușire a economiei dacă ieșim din spațiul economic european. Mi-a scris un elev care trebuie să decidă dacă va emigra sau nu și care se teme de victoria unor extremiști. Mi-a scris și o pensionară care nu vrea să se trezească cu armata Rusiei la graniță doar pentru că s-a trezit un individ să ieșim din protecția NATO. Aș vrea să pot lua aceste frici
doar prin puterea cuvintelor mele. Dar adevărul este că singurul antidot la aceste frici este votul. Un vot masiv pentru viitor, pentru democrație, pentru România. Mai avem 6 zile până la parlamentare și încă 2 săptămâni până la prezidențiale. Este lupta generației noastre. Fără să știu, simt acum că m-am pregătit toată viața mea pentru această luptă. Sunt gata să mi-o asum, dar nu pot fără voi. Putem învinge frica doar împreună. Vă cer, politicos, de azi, în fiecare zi, să vorbiți cu cel puțin 10 oameni pe care să-i convingeți să vină la vot pentru o Românie europeană. Vă cer, politicos, pentru cei care vă simțiți acasă, pe internet, să fiți vizibili în toate rețelele sociale, pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, să postați despre motivația voastră de a apăra România. Vă cer, politicos, să fiți prezenți, hotărâți, curajoși, dar mai ales să fiți iubitori. Îi vom bate doar fiind iubitori, cu iubire pentru România. Haideți să ne mobilizăm cu toții din Timișoara până la Suceava, din Muntenia până în Moldova, din Constanța până în Oradea, să îmbrățișăm această țară minunată, să ridicăm potențialul fiecărui copil și a fiecărui om. România, se poate! Se poate! Așa să ne ajute Dumnezeu! Se poate! Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Mulțumim.